foarte tare. Vă salută domnul Borcișteanu, care este pe fir, evident. Domnul Borcișteanu este un șofer foarte bun. Un șofer? Este în timpul lui liber, este șoferul meu. Da, și pe noi mai vine, ne mai dă câte o tură noaptea cu mașina. Șoferul tuturor. Eu, din punctul meu de vedere, este șoferul iadului. Eu așa l-aș caracteriza, șoferul iadului. Pentru că, bine, în afară de faptul că el conduce foarte bine, conduce și foarte repede. Și are și o mașină care alergă foarte repede. Și îi place și mult muzica. Deci avem o știre și trebuie să zic, pentru că domnul Porcișanu insistă. Așa. În cazul în care nu știați, aoleu, mă ascultă și soțul, asta nu cred că trebuie. Uite, na, că vrei știri, na, poftim știre. În cazul în care nu știați, voi deveni în viitorul foarte apropiat, când vom găsi o zi în care să facem cursurile școlii Vali Porcișteanu Driving School. Voi deveni pilot cu licență și, de ce nu, poate voi și participa la raliu. Să-mi zici și mie, te rog frumos, exact ziua în care ții licența asta, ca să nu mai circul pe stradă. Adică ce vrei să zici? Cu mine ai mers, deci nu știu. Conduce foarte bine. Căturile conduce foarte bine. Dar de unde și el? Păi, ce că te-a lăsat, nu? Așa a zis, așa a zis, mă, așa a zis. Mă, ce pune Vali Porcișteanu mâna pe tine și te învață să conduci în stilul ăla. Dar eu conduceam deja în stilul ăla, deci nu știu ce o să iasă. Șoferii iadului. Am avut un alt profesor până acum, adică soțul meu. Așa. Care... Aoleu, Vlad. Păi vezi? Da, și Vlad conduce. Despre ce vorbim aici? Minunat. Păi minunat. Păi chiar sunt șoferi buni. Da, nu, că acum mai glumim, dar chiar sunt șoferi buni amândoi. Forța e cu ei. Să știi că sunt puțin șoferi... cărora le-aș lăsa viața mea pe mâna lor. Și s-a întâmplat cu Vali Porcișteanu, s-a întâmplat și cu soțul tău. Și cu mine, nu? Și cu tine, da. Ei, și cu tine. Și cu tine, da. Scuză-mă. Serios, acum, bagă-mă și pe mine în gașca asta. A, bun. Mai sunt, stai așa, stai că n-am terminat. A, okay. În primul rând avem un mesaj care zice așa: Vali e pilot, nu șofer. Să fie clar. Scuză-ne. Cred că el a scris. Nu. Mai mult ca sigur. Hai să fie pentru noi toți cei cu probleme de somn. Vă salută Mircea din Cluj. Te salută, Mircea. Mulțumim, Mircea. Într-adevăr, Vali este pilot. Eu sunt un amator și nu fac diferența, dar o fac în momentul în care mă strică mașina. Da, așa e, dreptate, este pilot. Acum va fi și Giulia imediat pilot, să vii să ne povestești cum a fost la școală. O să vă povestesc. Da? Așa.